Bun. Hai să vedem dacă mai reușesc să mai adaug ceva la chitara asta, la Halion. Am o idee. Deci, să vedem. Dăm un record. Totul e off. Repar acum, repar acum, numai puțin. Cum sună? Una sus, una jos, o dreaptă sus. Și ar trebui să vină o treaptă jos. Hai, copiez. Ceva de genul. Nu știu cum se aude. Dăm drumul. Verificăm acum. O nebunit. Era metronomul. Metronomul, da, era activ. Nu sună rău. Nu știu dacă auziți asta acum. Vecina mea cred că se spală la baie sau, mă rog, n-are importanță ce fac vecinii mei. Horror se aude. Sper că n-auziți și voi. Bun, îl las pe asta prima dată. Vin cu încă o linie nouă. Așa. Ce am uitat? Ok. Am uitat eu cum l-am uitat. Vocalul îl punem încă o dată aici și de data asta aș putea să adaug crash-ul ăsta. A, chiar aș putea. Asta fiind mai tare, cred că îl dau un pic mai încet de atât, dar vedem. Da, sună interesant. Clar, mult mai încet crash-ul ăsta. La un 8, poate și 11. Aha, bun. Nu, stai, am zis că le colorez. Habar n-am ce fac, mă pic. De obicei eu merg așa. La fel și cu sub basul trec pe ce fac?
Așa, îl trec pe aceeași culoare. Le grupez frumos. Clap-ul. De fapt, toate astea cred că le pot trece pe aceeași culoare, numai un pic. Fără asta, mă. Le grupești pe astea sus. Vocea, de obicei, eu o pun galbenă. Habar n-am de ce, îmi place mie galben. Crash-ul și efectele le voi pune pe roșu. Asta e chitară. Asta cred că o să o pun pe verde. Și probabil alte instrumente pe același verde sau un alt tip de verde. Ok. Clap-ul ăsta cred că aș putea să-l fac un pic mai interesant. Îi adaug. Aș. Ok. Un pic de reverb. Poate funcționează, poate nu. Idee bună cu hi-hat-ul, să activez un delay, replica, tot de la Native Instruments, ăsta l-am cumpărat și asta merită toți banii, e simplu și de efect. Ideea următoarea, mă gândesc să las prima linie să fie normal și după aia să trec la efect, să ridicăm un pic efectul. Da, cred că aș putea face asta.
De curiozitate, ce s-a întâmplat aici? Repar acum. De curiozitate să vedem cum sună. Nu cred că sună rău, de început. Asta l-am dat un pic mai încet, un pic mai mult mai încet. Îl dăm la 8. Îl colorez cu roșu. Îl pun aici mai sus. Clar, sună interesant, dar lipsesc o grămadă de elemente. Nu știu, trebuie umplută, poate ceva ambiental, ceva de fundal, ce aș putea găsi. Clar nu. Lofi Dream. Un pic de ploaie pe fund, da. Curiozitate, nu cred că sună nici cum, da. Poate că asta e bună mai încolo, deși nu e nimic de ambianță, dar ei, na. Nu, raw ambience. Wow. Ca idee o încerc. Are we there yet? Are we there yet?
Aș putea să o fac să fie pe bid, dar hai să nu pierd vremea cu treaba asta. Poate pot să găsesc eu ceva cu Halion, vreun pian sau ceva. Nu etnic, piano. Bun. Of course. Întâmplător dau pe ceva până găsesc. E o idee și piano. Musical FX. Foarte black, nici vorba. E o idee, culmea. Hai să o și încercăm. Până aici. Da, trebuie testat, bineînțeles că nu rămân aici, deci continuăm treaba, poate o altă ambianță, mai venim cu ceva pian, poate cu niște instrumente noi de chitară, încercăm să facem și un drop, încerc să mai adaug și ceva
vocale de acolo. Am spus că n-am uitat de ele, de știu de unde le găsesc. Iese ceva interesant probabil. Și da, puteți să încercați și voi. Trebuie un pic de inspirație, trebuie un pic de timp liber și dragoste pentru muzică, în mare parte.